La șapte ani de când a pornit proiectul, Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din Cluj este doar la stadiul de 39%. Asta susțin reprezentanții Consiliului Județean Cluj, forul care este beneficiarul lucrărilor, într-un răspuns oficial transmis la solicitarea NCN și Ziar de Cluj. Forul Județean Clujan are acum o nouă înțelegere contractuală pentru realizarea acestui depozit ecologic, parafat în 2016, după ce contractul cu constructorul inițial a fost reziliat în 2014. Noul contract a fost semnat în noiembrie 2016 cu o asociere de firme. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 18 luni, iar valoarea contractului este de peste 111 milioane de lei fără TVA. Termenul avansat atunci este practic depășit. O estimare optimistă a președintelui Consiliului Județean Cluj al Intișe de acum câteva luni vorbea de faptul că până la sfârșitul anului 2018 va fi gata prima celulă a acestui centru. Este greu de crezut că acest lucru se va întâmpla dacă în prezent lucrările sunt la nivelul de 39%. Cea mai mare parte din fondurile pentru acest proiect sunt obținute printr-o finanțare de la Uniunea Europeană. Județul Cluj nu are în prezent un depozit public autorizat de depozitarea deșeurilor. Cele mai multe primării sunt nevoite fie să plătească în plus la un operator privat, fie să trimită tot pe cheltuiala proprie deșeurile la depozite din alte județe.